apucăm și sperăm cât ne țin plămânii, pentru că această carte minunată, într-o nouă ediție, merită să fie cunoscută, merită să o facem cunoscută din toate puterile. Dacă vă amintiți, în 2000, această carte a apărut în ediție paperback și până acum a urmat destinul cărților foarte bune. S-a vândut în 5 ediții, aceasta este a 6-a și de aceea am socotit că la aniversare, iată, este aproape 6 ani, merită să-i facem o ediție cartonată, o ediție de colecție, completată cu poze care vin în sprijinul textului și cu o postfață scrisă de doamna Vali Florescu, care vă este bine cunoscută în ipostaza de traducătoare și de scenaristă ecranizată. Zic că aparatul critic care însoțește cartea, de asemenea, vă garantez că e o carte minunată și că aveți în față o lectură care nu trebuie ratată. E o carte despre o epocă pe care nostalgicii încă o numesc de aur. Noi care suntem mai realiști o vedem cu bunele și cu relele ei, mai ales cu relele. Cartea surprinde două lumi, una mai luminoasă, mai fericită, a cadrului familial, alta cea exterioară, mai întunecată, cele două ajung să se întretaie și împreună alcătuiesc o frescă cum n-ați mai văzut. Cartea e vioaie, e dinamică, e autentică, e adevărată, vă întoarce către lumea care a fost și vă explică cum nu vă explică altă carte. Din ce am citit eu în prefața lui Vali Florescu, cred că am tot dreptul să mă aștept la o continuare și că... Însă până atunci zic să ne îndreptăm atenția către acest volum. Și ca să vă stârnesc interesul celor care n-ați cumpărat-o până acum și că aveți ocazia, iată, să o achiziționați în această ediție frumoasă, am să vă spun câteva vorbe ale lui Dance Mihăilescu la apariția din 2008, la apariția primei ediții. Iată ce ne spune Dance Mihăilescu. Moțitoare, revoltătoare pe cât de hipnotică, scrisă fără milă de ei și cinic pentru noi, cartea lui Gheorghe Florescu, legendarul cafegiu de pe Hristo Botez 10, unde venea floarea lumii literare, actorice și medicale, este compusă din lăuntru și dinspre vârful sistemului. Mafiot lâchetan și putere oculte, monopolul etnosecuristice, comploturi sulfuroase, prostituție de lux, rivalități atroce între componentele aparatului, partid, miliție, securitate, die și așa mai departe, cu sute de nume și zeci de situații o studii de caz din lumea circuitului închis, totul dă seama de teribilă arhitectura ororii deghizate în deviziune. Pentru mine nu încape îndoială, este cartea anului, marea surpriză a lui 2008. Așadar, vă invit la lectură și vă invit la cafea, pentru că din 2008 și până acum, domnul Gheorghe Florescu și-a consolidat atât statutul de scriitor în toată puterea cuvântului, cât și statutul de cafegiu. De cel mai bun cunoscător între ale cafelelor. Din magazinele dumnealui veți pleca și cu cafea și cu acestea sunt cele două mari pasiuni ale autorului nou. Ca să ne introducă în lumea acestei cărți, îi voi da cuvântul doamnei Vali Florescu.